Elena a plecat din România ca să muncească în Italia, în speranța că va putea oferi un trai mai bun familiei sale. Deși a avut parte de umilințe și a suferit în absența alinării celor dragi, românca a reușit să-și construiască viața departe de țară. Elena este o româncă plecată la muncă în Italia. Femeia a povestit momentele dificile pe care le-a trăit departe de casă, de familie, dar și suferințele și umilințele pe care le-a îndurat. Înainte de a veni în Italia, am lucrat 5 ani într-o fabrică în Turcia. M-am adaptat la viața lor, mi-am acoperit și capul, am învățat limba și m-am încadrat cu respect și fără probleme. Am venit în Italia, același lucru, respect pentru cine mi-a dat de muncă, dar nu am tăcut. Am învățat legea și mi-am cerut drepturile fără frică. Sunt 20 de ani de umblat prin străini, respect pe cei care mă respectă, nu stau unde nu sunt respectată și îmi dau cu părerea când mi se pare normal, în limita bunului simț. În Italia mi-am început activitatea la Palermo. Nu știam să vorbesc italiană, eram plătită cu 500 de euro și aveam un palat de casă de curățat, căci lucram pentru contesa Ana, care mă chema servitoare și nu pe nume. Palatul avea 3 etaje cu balcoane de jur împrejur. Eu trebuia dimineața să șterg praful și de pe frunzele plantelor. Trebuia să stau drepți lângă masă când ele mâncau. Ca să le servesc, trebuia să le spăl lenjeria intimă la mână, trebuia să curăț mobile întregi de obiecte de argint că mi se întorceau mațele de la mirosul soluției de curățat. Mâncare puțină, căci acasă la mine trăiam cu cartofi, așa spunea fata contesei. Așteptam seara ca să iau câte o bucată de pâine de pe unde o aruncau și să o mănânc sub cerceaf cu lacrimi. Am adunat forțele și curajul și am plecat la alt loc de muncă. Aveam 3 persoane, una pe picioare, una jumătate moartă, dar cu gura mare și altă persoană în căruț. Și aici lucrările au mers greu la început, am vorbit cu familia, s-a schimbat modul de mâncare și uneori îmi făceau cadou un pachet de țigări. Dar am stat luni de zile închis în casă fără liber. Cine este mai tânăr, cine are familia aici, poate să se gândească la un viitor aici, dar e greu, poți avea și 40 de ani de Italia, tot un străin rămâi. Cine spune că nu se mai întoarce în România, că nu vrea să mai audă că aici casa lui și viața sa viitoare se amăgește. În toată lumea e greu să ne rugăm pentru pace și liniște, căci dacă se întâmplă ceva în lume, străinii sunt cei care pleacă primii. Relatează România TV.ro.